Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 4. Hai să mai facem și noi misiuni pe aici. Data trecută nici nu mai știu ce am făcut. Stai mă, să cobor, că nu să urc. Ok, hai, du-te, hai să mergi totuși cu mâinile goale afară, să nu alerg cu pușca după mine. Hai, deschide ușa, vreo mașină ceva pe aici parcată, văd că n-am păstrat nimic de data trecută. Chit că filmez, cred că în fiecare zi aproape cât un episod de GTA 4. Hai să luăm atunci taxiul ăla, că îmi place mai atât. Stai pe loc, hop, jos. Ha, dar bine că trebuie să fie milițianul acolo, hai. Poc. E bai, muzica asta, să moară Gibilan. Unde e Independence FM-ul? Uite-l. Mai bine opresc radioul totuși. Dacă ce am că scap și-o de wanted cumva. Și ceva? Las, mă dau jos frumos. Să creadă ăștia că mă predau și că nu se așteaptă. Poc. Luăm motorul ăsta și plecăm. Wow, this next song should be a ringtone. Fantastic. Ringtones are so manly. I remember I suggested the idea of a ringtone to an executive in the first class. Ce mă bușeam cu ăla. My ideas. Someone should paint them. I tried but I couldn't afford it thanks to the bloody pandemic. Ce am luat pe omul ăla? Ok, pun deva pe partea asta. Locul de misiune, hai, du-te. Ata altă motocicletă acolo. Când am că se rupe stâlpul ăla. Mă, cum se controlează motocicleta în jocul ăsta? Că mașina se controlează greu. Ce păr are asta, zici că e ăla Little Jacob sau micuțul George sau Georgica, micuțul Jimmy. Bă, dar ce mult seamănă blocurile astea cu unele din GTA 3. Hai să rim peste cinematicuri, că... Tă mașini puse acolo, unde e motorul? Uite-le aici, adă motor... E, mai un motor în partea aia. E cam același lucru. Am crezut iar că se rupe stâlpul. Bă, dar astea-s la fel, parcă, nu? E același lucru. Mai stau să le schimb doar pentru culoare. Deci am corfi din alea așa mai lăsate pe spate, știți voi de care zic. Gen cum are Ghost Rider. Ok, ce aici trebuie să mergem? E, aici ne facem de cap. Opa, ne dă un sniper. Hai că îmi place cu sună. Urcă. O, tragem cu sniperul. Hai că asta îmi place cum sună. Hai, du-te. Mai urcăm multe etaje. Hai să urc așa cu mâinile goale ca să pot urca mai repede. Du-te, nicușoare. Gata, astea cred că sunt ultimele scări. A, dă-l încoace. Ok, deci trebuie să mă pun aici și acum. Ia să vedem. Văd că oprești o mașină. Să-i păzesc pe ăștia doi să înțeleg, bun. Bine că nu trebuie să dau zoom de pe zâca la GTA 3. Așa, da.
Direct în capul ăla, în dilipul ăla. Mai e unul acolo. Hai da, încarcă mai repede. Bun, am delit șoferul. Și cred că ăștia au fost. Elizabeta. Ce voce are asta? Yes, save. Pot să mă dau și eu jos mai repede de aici? Nu, sper că tot pe scări te scobor. Hai, da, pe scări atunci. Uite și motorul parcat. Let's go. E, fam, nu mai trebuie să dau waypoint. Și frumos că niciodată n-avem muzică aici. Hai da. Hop. Mă, ce m-a aruncat. Ok, hai că mă duc așa pe jos până la misiune. Am zis că ai putea urca scările alea cu motorul. M-am înșelat. Tablocurile sunt aici, mâncați așa. Ăștia se distrează aici, ai doare în cur. Take Playboy de con. Opa, avem treabă cu ăștia, dar Playboy, e că îmi place cum sună. Hai să luăm mașina asta, că e nițel mai masivă. Doar trebuie să... A, e bine, avea ușa deschisă. Hai cu Patriotul. De curiozitate, unde mergem? Eh, din nou acolo la noi. Dar mult mai vorbesc ăștia. Ce l-am dilip pe ăla? Hai, du-te la o parte cu mizinat. Mo, ce l-am răsturnat. În sfârșit am scăpat de gura lui Vieștie. Orice face. Să lovesc în cap cu parul. E pe mine m-am căcat. Ia, ia, ce avem noi aici? Shotgun, baby, shotgun.
Hai că în sfârșit începe ăștia să ne dea arme noi. Și în caz că ți-a auzit pe fundamentul începutul de la melodia lui Stone Cold, era telefonul meu. Ăsta nu e la din Lost and Damned sau... Bă, da, ăla-i. Ia văd că am primit și mesaj pe telefon. Hai cât timp ăștia stau pe cinematic. Două conversații. Ce conversații? Evident, grupuri multe și nu știu ce. Tu ești prou, Kalashnikov. Păi, stai mă, unde n-ai băgați ăștia? Hai să luăm glonțele. Nu. Asta-i chizdă? Da, văd că asta-i găcică. Sau, a, bă, nu. Să zicei că-i găcică, că avea părul lung. Hai, dăm cu așa șorganul. Ce urlă ăsta? Braa! Ia dă-te bă ăsta la o parte. Ăștia au și armura ai dracu. E, atunci dăm cu ăsta. Bun, și eu trebuie să merg la etaj sau la parter, că nu știu. A, trebuie să stau pe lângă ăsta. Da, ești deasupra. Rămâi și fără gloanțe, e shotgun aici. Ei să folosesc SMG-ul ăsta atunci. Deși sniper-ul că l-am. A, păi mai bine îl folosesc pe ăsta. Le dau două gloanțe în cap și am delete. Nasol că nu prea am HP, am armură, dar n-am HP. Uite HP-ul aici sus. Uhu, ce i-am dat-o la cap? Yeah. Uite mă și armură, ăla-i mă. Așa mă, în sfârșit o misiune faină. N-a fost o idee bună că m-am băgat eu în ei. Gata, am luat și wanted 2 stele. Ce avem noi aici? Direct shotgun. Să înțeleg, trebuie să plecăm de aici. Ce urlă Nico ca nebunul.
Să fiu atent, că cine știe când apare milițianul cu pușca după mine. Uite-l! Mă, care șmecher veniți în coace? Lose your wanted level. Avem motor aici. Urcă! Playboy boy. Ce dracu-i muzica asta? Hai, spune-mi, doamne, că e ceva rock acum pe Independence FM. Ai, bă, nu putea să fie ceva rock. Woohoo! Mă, ce zbor cu mașina. Pardon, motor. Oare pot să-mi iau muniție și astea? Bă, să intru e bine. Hai, mă. Bun. Shotgun, hai să mai iau, că o să am nevoie. Nu pot. Sniper. Hai că pot să-mi iau sniper, văd. Așa, să-mi ajungă. Kalashnikov încă nu. Pistol, bâtă, am tot ce trebuie. Hai să plecăm. O să avem un drum lung de făcut. Așa, mamă, hai că mergem și în partea orașului, e bine. Înseamnă că nu mai fi drumul blocat sau cine știe. Let's go. Mă, cât avem de mers acum. Mai bine luam ceva, nu știu. Mașină mai mare, măcar dacă e să mă bușesc să nu cad de pe motor. Hai, da, du-te. Bagă viteză. Ce mișto e prin partea asta. Așa e că pe aici am trecut și n-am habar. Ba nu, pe aici n-am trecut, e bine. Hai că arată mișto locul ăsta. De podul de pe partea aia altă. Luminițe. Hai că în sfârșit intrăm în New York, ca lumea în centru. Iată aici clădiri înalte, exact cum ne place nouă. Dar mare rău e podul ăsta. Locul ăsta amintește un pic de GTA 3 cu podul ăsta mare. Mă, dar ce mișto e aici. Da, bă, asta e. Parcă da, să semenea un pic ca GTA 3, nu știu. Mă, ce mișto e locul ăsta. Mă simt în mediul meu natural, crescut și născut și crescut în București. Mă, ce mișto e aici, să mor eu. Chiar e mișto, mie îmi place. Super mișto mapa din GTA 4. Nu! Aaa, ce mă bușeam în ăla. Mai mult de mers? Mai e, se pare. Și se pare că mai rămâne o bucățică de oraș și o insuliță acolo. Ce-o fi acolo, nu știu. Pe ce zici că e ceva gen Piața Victoriei, nu știu. Opa! Oh, da, chiar că e lung drumul ăsta. Hai, scurtează. Da, bine că avem reclame acolo. În sfârșit l-am dus pe ăsta. Și încă o casă nouă, se pare. Bun, gata, ne-a salvat și aici. Ia mai cât timp filmez. Mai băgăm o misiune. Nu stă să o sune pe aia.
Să înțeleg acum poți să salvezi aici, nu? Da, e bine atunci. Otto Hotel. Mă, ce mișto. Nu, pe aici nu pot. Înseamnă că pot să iau liftul. Nu pot, ia ce vrea asta. Taci din gură tu. A, nu pot să stau aici? Ia. Nu? Înseamnă că nu pot să salvez aici? Nasol atunci. Hai să mergem la Marcel atunci, sau ce nume i-am dat lui ăsta. Așa, hai de la Marcel, da. Ia, stai, 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 stai. Magazin de... Hai să totuși să ne mai schimbăm un pic caracterul. Să-l mai modificăm o leacă. Ia de ce haine avem pe aici? E și gun shop prin zonă. Ia, ce mesaj ne-a dat ăsta? Reed, have you heard the boyfriend... Stai, have you heard from your... Ce dracu, Nico e gay? Bun, ne-a zis să mergem până la cafe internet. Hai mai întâi la cafe internet și apoi ne facem caracterul. Auză mesajul. Nu știu dacă se aude pe filmare de pe telefon cum urlă melodia lui Stone Cold. Hai să ne ce e-mail ne-a dat Nico. Nico Roman, a.k.a. Mitică. E-mail-uri. French Tom Rapley, bla 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 bla. Ce repede tastează asta. Mă, cât am mai cărnat-o de mesaj de asta. Mă, ceva ca și comentariile mele pentru Q&A-uri. Gat. Să-și de la Playboy X. Mă rog, hai să mergem. Dr. Steven Von Singer and his team here at EII have turned a baby from a nasty surprise into a perfect gift. Hai să închin ai radio să nu se mai costumeze un pic caracterul. Ce vrei mă să mă adună? Nu mă adună niciun din erba, picior, o misiunea voastră. Hai să ce haine avem pe aici. Ia, ce s-a stea? Adidas. Luăm și lua asta, ha, încălțăminte nouă măcar. Ciudate încălțările. Nu îmi place și au ăștia aici. Încălțările urâte. Duc pe niște idași mai negri, pe ăștia nu pot să iau. Da, stai că se ia din picioare. Ok. Astea, ne... Stau, sunt aceleași haine. Roman, ce vrea? Du-te, drecu. Și Adidas. Plovere. Cred că sunt aceleași haine pe aici. Talon negri. Bă, niște geci mai interesante, dar... Cămăși. Asta e sacou? Ne, nu-mi place ce au ăștia aici. Nu, și-a trebuit să stau eu odată off camera să stau să mi-l aranjez mai mult pe ăsta, să mi-l fac jujuc. Tăgeacă. Dracu-s hainele astea. Nu asta am vrut să fac. Ai, bă, serios, i-am cumpărat ăsta geacă. Stai că mergem la celălalt max de haine.
Taci din gură tu. Aoleu, ce geacă de homosexual am putut să iau ăsta. Hai să lucem la celălalt magazin de haine. Poate or fi haine mai bune acolo. Waypoint. Hai da, poate. Poate. Doamne, dar ce geacă oribil am putut să iau. Am dat și 200 de dolari pe geaca aia. Nu mai fac misiune episodul ăsta. Stau să-l... M-au aruncat aici. Bag piciorul în alarma voastră. Organizator today. Taci din gură cu ăsta, mă pune să mă duc la nu știu cine. Duceți-vă drecu. Nu stau cu să fac misiuni. Hai mă odată să ajung mai repede acolo. Vreau să văd, poate găsesc o geacă mai faină pentru ăsta. Că trebuie să mă duc să-l duc acasă ca să iau o altă geacă pe el. Eu puteam să le iau măcar pe toate la rând, da, ne. Stai, mă, pe unde vine? După colț aici, văd. Ia, hai că... Cred că aici sunt haine elegante. Să-l facem la costum? Îl facem jujuc? Hai să vedem ce avem noi aici. Aaaa, n-ai bine, Francesc, cum vorbim. Hai să vedem tot ce avem pe aici. Hmm. Ce-s astea? Nu știu. Little Jacob, ia. Add to try shoes. Stai mai aici, văd că-s pantofi. Un sacou mișto să-i găsesc lui ăsta. Ia. Oh, așa da. 1000 de dolari pe un sacou. Că de ce nu? Măcar acum ne luăm și noi haine ca lumea. Ia mă, ăsta cum e? Mai fain ăsta? Seamănă cu ăla din... GTA 5 cu Michael, că ăla avea sacou de genul, ia. Ăsta cum e? No, ăsta nu. Luăm și niște pantaloni de stofa, zice. Mișto să... Așa scari până te la ouă. Nu e rău. Dar deja am dat 1000 de dolari pe sacoul ăla. Pantaloni. Unde-s pantalonii? Uite aici. Nu, ăștia. Ăștia negri. Ăștia? Hai să luăm și pantaloni ăștia. Trebuiau niște ochiari de soare din aia de mafiot. Și presupun că și niște Adidas noi ar trebui. Nu? Da, și pantofi. Hai pe ăștia. Gata. E, l-am făcut jujuc acum pe rusnacul nostru, ce-o fi. E, măcar ne-am schimbat și-o lui ăsta garderoba, măcar atât. Vreau să mă bată. Bă, tu nu știi cu cine te pui. Bă, prostule, vezi că trag. Tu te drecu atunci. Da, cred că cam asta a fost cu acest episod, nu știu. Să încheie aici. Ia mă, da, cam atât. Da, cam atât pe acest episod. Eu sper... Ia să pornim radioul. Da, nici acum n-au băgat ăștia muzică pe radio. Bă, hai că eu închei aici. Sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Mă, cu casca asta zici că s-a de la Daft Punk. Și cam atât. Până data viitoare. Ciao, les.